Bine v-am regăsit, dragii mei! Iată-ne din nou la o incursiune în lumea astrelor să vedem, să vedem care sunt cele mai norocoase zodii în dragoste în 2023. Pentru început, două situații importante de care vreau să țineți cont, anume Venus retrograd în zodia leului după 23 iulie încolo. Va scoate în evidență pentru toate zodiile, femei, bărbați, nu contează nefericirea și lipsa de satisfacții și diverse alte neplăceri. De aceea am să vă rog să fiți foarte sinceri cu voi și cu trăirile și sentimentele voastre mai mult decât cu ego-ul vostru. Și apoi un alt aspect va fi între septembrie și noiembrie când vreau să aveți grijă pentru că astrele vor schimba foarte multe lucruri la nivel de iubire. Anume, se vor despărți cupluri care n-au ce să mai caute împreună și se vor întâlni cupluri care trebuiau să se întâlnească. Dar pentru noi toți și pentru voi toți vreau să vă întrebați: cât de pregătiți sunteți să iubiți, să fiți sinceri cu voi, cât de mult vă doriți să vă. Includeți cu totul să aparțineți poveștii de dragoste și iubire, și de fapt cât de tare sunteți învățați cu suferința sau cu singurătatea sau cu, eu știu, depresia sau diverse în funcție de harta fiecăruia, tocmai pentru că perioada va sublinia foarte, foarte mult nevoia de a separa și a vă cunoaște între cât sunteți de generoși de iubitori, de deschiși, de dornici către iubire. Și acum hai să vedem ce se întâmplă la fiecare zodie în parte apropo de iubire în acest an și începem cu berbecul ca de fiecare dată. Dragii mei, ascendent sau zodie berbec, aveți perioade foarte norocoase din punct de vedere al iubirii, cu atât mai mult cu cât eclipsa din 14 octombrie este pentru voi mină de aur pentru relația voastră. Și avem, în primul rând, atenție, Venus retrograd vă afectează și pe voi, ca pe foarte multe dintre zodii. Fiți foarte atenți așadar la ce se întâmplă în sufletul vostru și în povestea voastră de dragoste după 23 iulie și până în 3 septembrie. Apoi, perioade foarte interesante și foarte benefice vor fi după 26 martie dar și după 21 mai. Povești de dragoste puteți trăi într-un mod frumos și armonios, inclusiv din 19 februarie. Pentru cei care sunteți singuri, s-ar putea ca iubirea să vă bată la ușă, cu ghilimele, cu tot. Și o altă etapă benefică în dragoste va mai fi și după 17 martie. Așa încât, iată, prima jumătate din an este de partea voastră, la fel este de partea voastră a doua jumătate din an, respectiv septembrie deja de la finalul lui, dar mai ales eclipsa din 14 octombrie, care fix asta vrea de la voi, dragoste, iubire mare, proiecte noi în dragoste și mari pași la nivel de relație cuplu și viață fericită în doi. De asemenea, un an foarte important 2024 din punctul vostru de iubire în dragoste. Apoi pentru Taur, în primul rând, dragii mei, aveți grijă ce se întâmplă și în viața voastră de cuplu atunci când Venus va fi retrograd respectiv după 23 iulie până în 3 septembrie. Apoi perioadele sunt destul de uh, apropiate respectiv primul pas către iubire povești noi sau noi etape în relația de dragoste ar putea să apară după 11 martie. Apoi un alt interval norocos ar putea să fie între și după 17-21 mai. Iar în a doua jumătate de an, atenție la 11 iulie ce vă aduce în dragoste și totodată atenție că foarte multe lucruri din punctul vostru de vedere se derulează deja. Deja din final de 2021 iubirea vă face cu ochiul și bine ar fi să știți cam pe unde și ce ați greșit tocmai pentru ca această iubire să și continue în viața voastră sau să treacă la etape mai frumoase, mai pline, mai fericite. Apoi, să vedem ce fac gemenii. Ei bine, dragii mei, Ascendent sau Zodie, gemeni, atenție la tot felul de relații secrete. Aveți predispoziție în acest sens și cu micul mare vedeți ce se întâmplă în această zonă, mai ales după septembrie încolo. Apoi, ca momente importante, vreau să vă notați în calendar 2 mai zi care poate să vă declanșeze întâmplări frumoase în dragoste. Apoi 18 iunie, la fel momente foarte frumoase. Până una alta ar fi 11 aprilie, un alt moment care deschide ușa iubirii pentru voi. 11 iulie, de asemenea, un moment frumos care vă deschide uși noi. Și vreau să aveți grijă la tot ceea ce înseamnă final de an respectiv, aproape de Crăciun, tot felul de certuri inutile din cauza lipsei de încredere. Pentru cei care nu sunt singuri, atenție ce faceți cu relațiile secrete, iar pentru cei care sunteți singuri în acest moment, relația va trece de la secret la oficial probabil undeva după 10 iulie. Hai să vedem ce fac racii. Dragii mei, sau zodiac, trebuie să aveți în vedere în mare parte situații care pot să se refere la iubirea la distanță sau în alt oraș sau în altă țară sau să cunoașteți pe cineva într-o călătorie sau, după caz, să vă duceți după iubirea acolo unde persoana iubită a plecat. Ca momente importante vreau să fiți pe fază la 8 mai, dar și la 18 iunie, dar în egală măsură să aveți și voi în vedere tot felul de situații care vă subliniază ceva lecții de dragoste, anume să nu mai sacrificați sentimentele și să nu vă mai lăsați influențați de șantajul emoțional, nici să nu-l faceți, nici să nu-l primiți. <coughs> Pardon. Ca moment aș putea să zic că anul vă aranjează destul de tare și că una dintre cele două date va fi denotată în calendar ca zi de sărbătorit în anii ce urmează. Deci, gândiți-vă bine-bine în ce, în ce vacanțe vreți să mergeți în mai și în iunie sau de unde apare uh, povestea de dragoste sau care sunt pașii pe care vreți să-i faceți în această primăvară pentru a aduce primăvara în sufletul vostru. Apoi, leii, dragii mei, cu Venus retrograd și cu Luna neagră în leu trebuie să aveți mare, mare grijă. În primul rând, atenție ce se întâmplă apropo de iubirea de sine, atâta timp cât Luna neagră va fi în Leu și aveți probleme cu a vă accepta pe voi înșivă sau a vă iubi pe voi înșivă. Apoi, atenție și din punctul vostru de vedere că Venus retrograd vă poate da bătăi de cap între 23 iulie și um, 3 septembrie din punct de vedere al iubirii și al fericirii în general. Apoi, destinul în Berbec, foarte, foarte benefic după 12 iulie, în dragoste și mai ales pentru orice înseamnă semn de foc, dar mai ales pentru voi în ce ține de iubire mare, frumoasă și adevărată. Apoi, atenție ce se întâmplă ca fel în care voi vedeți și căutați iubirea, pentru că Pluto va intra în vărsător și asta va transforma foarte tare în modul vostru de percepție și în atitudinea voastră față de partener-parteneră. Apoi mai este faptul că Saturn iese din vărsător și vă mai oferă și el câteva mici cadouri undeva, așa la început de martie, pentru cei care ați fost cu minți și v-ați învățat lecțiile în dragoste. Și pe lângă asta. Lăsând pe marte la o parte care e plin de daruri pentru cei cu minți. Avem perioade importante, astfel, maiu, foarte interesant, deși este cu lecții de personalitate și cu multe alte aspecte pe alte părți, este benefic în, în dragoste. Apoi vreau să aveți grijă la tot ce înseamnă perioadă ca. Oportunități în dragoste sau ca etape de uh, trecut de la, uh, eu știu, deschidere în iubire, la implicare în iubire și pași mai mari și mai importanți. Iată, între 25 mai și 5 iunie, plus minus câteva zile, un moment de foarte mari satisfacții pentru cei care uh, vor fi pe fază sau care uh, își doresc să treacă mai departe la alte niveluri. În plan emoțional. Apoi, 6 iunie și 22 iunie, momente la fel foarte importante în relația voastră și, nu în ultimul rând, mare, mare atenție ce se întâmplă în jur de 16 august, pentru că atunci Venus retrograd și luna, nou, luna neagră fie vă ceartă, fie vă învață. De voi depinde ce și cum vor urma lucrurile de acolo începând în viața voastră de cuplu, în relația voastră, în modul vostru de a, a fi o companie plăcută sau de a reprezenta, eu știu, o parteneră, că e Venus retrograd, mai degrabă femeile sunt alea care se agită tare și se a, provoacă mai mult și mai ușor. Atenție așadar, dacă vă simțiți cu nefericire în brațe, să vă gândiți de două ori înainte de a de a strica pe aici, pe acolo câte ceva. Apoi să nu uităm că soarele în vârsător și tot ceea ce înseamnă aspecte importante în final de ianuarie și în prima jumătate de februarie, de asemenea, sunt momente importante pentru cei care vor să trăiască frumos și intens și armonios relația lor de dragoste. E, la fecioare sunt atât de multe vești, wow, ca niciodată. Dragi fecioare ascendent sau zodie, în primul rând, Saturn intră în pești. Ce înseamnă asta pentru voi? Că în niciun caz, sub nicio formă, nu trebuie să vă mai sacrificați pe voi sau relația voastră de dragoste. Trebuie să puneți totul în, relație, să puneți mai presus decât orice alte preocupări și să vă maturizați și să vă înțelepțiți astfel încât Saturn să vă felicite cu tot felul de daruri despre toate cele învățate deja din 3 martie încolo. Termen lung, vreo 2 ani și jumătate, tot aveți ce premii să primiți și cât de înțelepți să deveniți în relația voastră. Apoi, pe de altă parte, vor exista fecioare care vor avea relații la distanță. Vor mai exista și fecioare care vor avea mari pași pe dragoste în dragoste, căsătorie sau astfel de pași importanți după 10 octombrie încolo și pe tot parcursul lui 2024. Ca moment important, bineînțeles, martie poate să fie luna care vă deschide ușa în iubire, ba chiar final de februarie, început de martie. Balanța! E bine, dragi, balanțe Ascendent sau zodie, la fel, un an plin de surprize și pentru voi, pentru că Jupiter a intrat deja în uh, acțiune și vă întoarce și vă smucește cu tot felul de energii aprinse și tot felul de flăcări ale iubirii deja din uh, decembrie și din ce în ce mai intens până în 17 mai, când va ieși din Berbec. În altă ordine de idei, este un moment foarte important pentru voi ca an 2023, pentru că reîncepe eclipsele în Balanță și Berbec. Clar se vor schimba multe lucruri, clar se vor întâmpla multe întâmplări. Așadar, fiți foarte atenți ce faceți cu iubirea. Fie ea de sine, fie aia în cuplu, în august și în noiembrie, aș spune, dar mai ales atenție că va trebui să faceți față unor situații în perioada aia de care vorbeam la început, septembrie-noiembrie, dar în egală măsură veți fi foarte avantajați avantajate de încă două aspecte. 1. Eclipsa din 14 octombrie, care poate să vă aducă pași foarte mari pe relația de cuplu. Și prin uh, iubire, dar și intrarea destinului în Berbec, ceea ce poate să aducă un proiect nou, frumos, interesant și uh, de o vibrație uh, foarte plăcută, uh, atât vouă, cât și persoane iubite, cât și proiectelor în doi. Scorpion. Dragi scorpioni, fiți pe fază și voi, pentru că Jupiter intră în taura. Asta înseamnă și pentru voi alte satisfacții în dragoste. Momente frumoase, interesante, deja la eclipsa din 20 aprilie, dar și după 17 mai încolo, până undeva la jumătatea lui 2024. Un alt moment important, mare și măreț, am putea să spunem că va fi final de mai, început de iunie, pentru cei care sunteți singuri la acel moment. <coughs> Pardon. Iar un alt. Moment interesant pe lângă luna mai și finalul ei va mai fi după 5 decembrie încolo. Atenție la tot felul de planuri de viitor după 10 octombrie încolo și iubirea care vă ajută să vă deblocați pe foarte mare parte din an, adică aproape din ianuarie până în noiembrie, dacă nu o lună în minus e, se pune. Deci, 2023 este și anul vostru din punct de vedere relațional. Desigur, vor exista și scorpioni care s-ar putea să aibă relație ascunse la eclipsa din 14 octombrie, fiți foarte atenți și voi ce se întâmplă, mai ales dacă sunteți într-o relație toxică și care stă să se destrame în acest interval despre care vorbim septembrie-noiembrie. Săgetătorii au și ei poveștile lor de dragoste în acest an în felul următor. În primul rând, Venusul retrograd vă va afecta și pe voi că vorbaia este într-o zodie de foc și vă răscolește de la temelii. Atenție așadar, între 23 iulie până în 3 septembrie, ce faceți și cât vă căutați cu adevărat fericirea și cât stați în nefericire. Apoi momente importante în dragoste veți avea în februarie, veți avea după 11 aprilie, veți avea după 11 iunie, de asemenea în iunie pe tot parcursul lunii, veți mai avea și 12 iulie o altă etapă în dragoste, Uh, și după 10-11, deci nu mai e 11 aprilie, 11 iunie, e deja uh, 10 noiembrie. Vești bune și foarte bune, anul vostru de dragoste sau de a trece uh, la etapa cea mai frumoasă este anul 2024. Dar planurile vi le veți face din toamna lui 2023. Deci, cu răbdare înainte, nu chiar ca un săgetător. Uh, sălbatic, ce așa mai cu pași înțelepți pentru că Saturnul o să vrea lucrul ăsta de la voi să evoluați pe toate planurile cu înțelepciune iată, așa în planuri, în pași mici în planuri mari pas cu pas, după iunie încolo cel puțin și după noiembrie și mai tare pregătiți de marele eveniment ce va urma în 2024 apoi Capricornul, ia să vedem Au și ei capricornii o grămadă de evenimente interesante și anume luna iulie, luna cea mai frumoasă și cea mai importantă, dar mai ales eliberarea care s-a produs acum în ianuarie, pentru că vă cam obosise persoana iubită și nu mai puteați să mai țineți atât stres pe umerii voștri. Apoi, un moment foarte important, tot în relația de dragoste, va fi 8 mai și. Perioada de după 2-3 săptămâni. Alte etape pe care le puteți parcurge cu iubire și către iubire vor veni după 18 iunie. Iar momentul cel mai interesant este că iubirea vă dă lecții de personalitate, de armonizare, de polarizare, de a fi generoși cu persoana iubită în investiția voastră emoțională și nu doar în atenția către ea, iată, la eclipsa din 14 octombrie. Apoi, vărsători, dragii de ei, ei bine, aveți așa, în primul rând, Momente foarte importante pentru că acele aspecte din leu vă afectează, de fapt, viața de cuplu și modul în care voi vă manifestați în relație. Așadar, Venus retrograd le va face pe femeile vărsători să fie destul de egoiste și de răutăcioase în poveștile de dragoste și, în, conse în consecință, atenție după 23 iulie până pe 3 septembrie, apoi, în egală măsură, Luna Neagră care traversează Leul din 8 ianuarie până la început de octombrie vă pune cumva întrebarea oare acceptați ideea de parteneriat-iubire sau aveți poate o problemă cu persoana iubită la acest moment din viața voastră sau în această etapă a relației. Așadar, fiți foarte, foarte atenți ce se întâmplă vis-a-vis -vis de uh, ce se întâmplă în voi vis-a-vis -vis de parteneră-partener. În altă ordine de idei, momente foarte, foarte frumoase vor fi în 21 mai și apoi într-o lună jumate cel târziu, alt moment important după 6 iunie, o altă etapă, cu cât mai repede vă, vă mișcați în etapele benefice, iată cu atât mai sus și iubirea în manifestarea ei în egală măsură, luna august va fi foarte importantă, iubirea își face loc și vă dă un pic planurile peste cap. Altă etapă, alt moment sau altă lecție pe care o bifați de cât de bine o învățați în această lună august al lui 2023 și mai ales în jurul Sfintei Mării câteva zile înainte și câteva zile după, indiferent cât de tare vă puneți voi împotrivă de la luna neagră, de la Venus, are ea iubirea act de cojocul vostru, ca să spunem așa, și nu vă lasă chiar așa de capul vostru să, să vă întoarceți și să vă suciți pe toate părțile, pentru că vă ține oarecum într-o lesă invizibilă a iubirii, să nu-i zic altfel. <coughs> Pardon. Hai să vedem ce fac și peștii. În povestea voastră de dragoste, în primul rând, dragii mei, Ascendent sau Zodie Pești, trebuie să fiți foarte atenți la două aspecte. Unul este de la Saturn. Saturn care vă cere să nu vă mai sacrificați pe niciun plan și în niciun domeniu de viață, să vă dați mai multă atenție propriei persoane și propriilor nevoi, inclusiv nevoilor în dragoste. Așadar, după 3 martie încolo, ba chiar înainte, pentru că la cât sunteți de senzitivi, veți, veți simți poate din februarie, dacă nu unii dintre voi chiar din ianuarie. Atenție ce se întâmplă vis-a-vis -vis de această nevoie mare, pasiune, senzualitate, iubire și ce alte sentimente mai puneți voi la pachet, respect, fidelitate, etucă, etucă. Apoi, Deja luna neagră care va intra în fecioară va avea și pentru voi efectul pe care îl are uh, pentru vărsător în prima parte din an. Așadar, după octombrie încolo, dragi fecioare, ascene sau zode, atenție la cât de tare vă doriți să iubiți, cât de tare vă place persoana iubită și cât de multe piedici vă vin de la acest aspect care va dura 9 luni. S-ar putea să nu fie persoana iubită de vină, ci tiparul în care voi vă învârtiți sau faptul că efectiv nu v-ați învățat ceva lecții. De asemenea, foarte multă karmă în dragoste odată cu această lună neagră în fecioară, adică din octombrie încol. Până una alta, însă veștile sunt frumoase, respectiv în iulie, după 11 iulie, pe de-o parte, Apoi, în septembrie, că vorba aceea, soarele va intra în fecioară și toată luna septembrie vă luminează tare și bine viața în doi și viața în cuplu. Apoi, după 10 octombrie, la fel, aspecte foarte, foarte importante în uh, povestea voastră de dragoste și veți negocia mult și bine pe de-o parte cu luna neagră și pe de-o parte cu nevoia de iubire și cu marea amploare pe care ia, iubirea o ia în inima voastră și vă, uh, vă cere iată această negociere cu sine până ce iubirea va câștiga undeva în 2024 și pentru voi ca și pentru săgetători. Ei, cam asta ar fi cu iubirea. Acum, dacă mai aveți voi întrebări, îmi scrieți în comentarii și vă mai răspund la alte nelămuriri. Știu eu că aveți foarte multe întrebări de compatibilitate, ale, sigur nu o să lipsească. Încă o dată vreau să vă amintesc că vom avea o eclipsă în balanță, respectiv pe 14 octombrie. Această eclipsă va fi foarte importantă pentru viața de cuplu și pentru revenirea la dragoste romantică, armonioasă, frumoasă, echilibrată, în care femeia este femeie și bărbatul este bărbat, fără să se amestece sălbăticia unuia cu fragilitatea altuia și mai știu ce alte lecții mai întâmpinăm. De acolo începând, vă rog pe toți! Mă rog, și înainte, dar mai ales după 14 octombrie, vă rog pe toți să fiți mai atenți la tot ceea ce înseamnă echilibru și romantism în dragoste. Să dați o șansă unui buchet de flori, unei muzici, unui concert, unei lumânări aprinse unei, unor momente de intimitate și nu neapărat în zona pasională sexuală, ci în zona de intimitate sufletească emoțională sau intelectuală, sau vedeți voi spirituală, sau de altă natură, și să vă bucurați cu adevărat de uh, povestea voastră uh, de dragoste și de șansa voastră la iubire. Și cu cât șansa voastră la iubire o, o doriți mai tare, cu atât mai tare să uh, priviți prin ochii iubirii persoana iubită. Mă gândesc în special la fecioare, la lei, la vărsători și la pești, dar nu doar la ei. Uh, vedeți fiecare și în funcție de harța, harta voastră personală ce mai atrageți și cum mai atrageți. Mai povestim noi oricum pe parcursul anului cine și ce aspecte benefice mai are, dar până una alta vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și ne vedem sâmbătă la horoscopul săptămânal să vedem ce aduce săptămâna viitoare. Pupici și un, un an în dragoste minunat să aveți!